Fructe de sezon pe alese și mai ieftine este noul trend care ia avânt. În loc să meargă în magazine sau în piețe, tot mai mulți români se duc direct în livezi la producător. În această perioadă sunt vânate cireșele și căpșunile. Clienții au garanția că produsele sunt naturale, iar fermierii scapă de grija culesului și a depozitării. Prețurile sunt cu 30% mai mici pentru cei care își strâng singur fructele. În Târgu Lăpuș, la mai puțin de 50 de kilometri de Maramureș, o fermă de căpșuni își deschide porțile zilnic în această perioadă și îi lasă pe turiști, dar și pe localnici, să-și aleagă singur fructele. Plătesc doar căpșunile pe care le iau cu ei, iar ce mănâncă în timp ce adună marfa este din partea casei. Salut! Bine ați venit în plantația noastră de căpșuni. O să vă împart caserole. Imediat s-au pus pe treabă. Ce fain e! Zucăle, tata, nu mă sclipesc în soare azi. Oamenii spun că așa îmbină utilul cu plăcutul. Se relaxează și știu exact cât de naturale sunt fructele pe care le pun pe masă. E extraordinar de plăcut, mai ales că venim cu familiile, cu copiii, culegi cu propriile tale mânuțe, vezi cum îs, cum îs cultivați. Au așa un gust de frăguțe, parcă. Pe lângă că îți alegi căpșunile copte și cele mai frumoase, faptul că ți le culegi singur și nu mergi la o tarabă să le vezi, este ceva deosebit. La tarabe nu știi ce cumperi, dacă chiar sa producătorului sau în alte mâini. Îi alegi, culegi ce-ți place, mănânci între timp. Afacerea este una profitabilă, spune proprietarul, iar câștigul e de ambele părți. Clienții pleacă acasă cu fructele pe alese, iar fermierul scapă de grija culesului. Le facem o reducere dacă vin să-și culeagă ei. Nu avem nevoie de personal în plus pentru a culege căpșuni. Facem o reducere de 30%. Conceptul de autoservire cu fructe și legume direct din livadă, cunoscut sub numele de Pick Your Own, este răspândit în Marea Britanie, Noua Zeelandă, Australia și Canada încă din anii 70, dar începe să fie tot mai popular și la noi în țară. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.